Cei 100 de ani de la Marea Revoluție Bolșevică provocată de Lenin au fost marcate diferit la Moscova, dar și la Kiev. Dacă în capitala Federației Ruse a fost organizată o vastă paradă militară la care au participat sute de ostași cu tehnică militară performantă, atunci ucrainenii au luat în deridere acest eveniment. Mai exact, un grup de feministe au manifestat în centrul Kievului, în sânii goi, blamându-l pe cel care a creat statul sovietic. La Moscova a fost mare agitație. Piața Roșie a fost împânzită de sute de militari care au marcat astăzi cei 100 de ani de la Marea Revoluție Leninistă din anul 1917. Evenimentul a fost marcat și la Kiev, numai că într-un mod mai neobișnuit. Mai multe tinere din gruparea radicalistă FMN au manifestat la bustul gol prin centrul capitalei ucrainene. Astfel, acestea au vrut să atragă privirile trecătorilor și să sublinieze că acest eveniment istoric a avut consecințe nefaste asupra poporului ucrainean. Revoluția din 1917 a dus la răsturnarea Imperiului Țarist și venirea la cârma Rusiei a bolșevicilor în frunte cu Lenin. Istoricii mai numesc acest eveniment și Revoluția de creare a comunismului.